pentru Biducă și pentru finalul ei. Dedicație pentru Biducă, pentru fiul lui, pentru din partea lui Taulică. Iauzi, iauzi, Biducă. Mi s-a făcut dor de tine, nașul meu e pentru tine, măi, măi. Am vorbit la telefon să-i aud glasul că mor. Și râde inima-n mine cu Robert lângă mine. E finul la telefon, e ca frățivorul meu și bine să plâng mereu. Iau ce spune Fino acum pentru nașul, pentru Taulică. Îți mulțumesc, nașul meu, te iubește finul tău, măi, mă. Am un naș și de valoare, ce nu e ca și care. Și eu plâng cu durerare că mă simt la îndepărtare. Nu se nașule cu tine, să fiu fericit și bine, să fiu fericit și bine. Și de la Ovidiu Hasan pentru Biducă. Și de la Robert pentru Biducă. Astăzi este o zi mare și n-o spun la oricare, măi, mă. Ia-uzi, Robert! Ziua la copii mei, ce-mi dau viața pentru ei. Ia-uzi, Biducă! Nene și râde inima-n mine. Nene, nu sunt nașule cu tine, să beau să mă simt și bine. Ia-uzi, Biducă! Eu vorbesc la telefon să-mi treacă de focul tău, măi, mă. Care e dorința mea să mai vin la casa mea, să vii cu ofina mea, mi s-a făcut dor de ea. Eu te aștept, fiule, bine, să fii taică lângă mine. Mi-ar de inima-n fimuri ca să vii de sărbători, să n-am inimioara marsă, să vii fine acasă, să vii fine acasă. Ia-uzi, Biducă! Eu aștept de clipa asta, mult îmi râde inima să mai vin la casa mea, măi, mă. Mi-arde inima-n fimuri ca să vii de sărbători,
și să-mi cânte lăutarul, ca să mă mâni camaru, ca să mă mâni camaru. Îți mulțumesc, nașul meu, încă 500 de la Daulică pentru finul lui, pentru Robert, pentru Vasile și pentru Ovidiu Hasan, pentru nepoții lui, pentru cea mai bună mamă, pentru Profila și pentru fratele lui, pentru Rafael. Ia-uzi. Dă ce bei omul într-una, că vorbește toată lumea. Dă ce bei omul într-una, bea până-i părâsi lumea. Mai, mai, mai. Dă ce bei omul într-una, că vorbește toată lumea. Când vreau să mă odihnesc, nu mai supărăr că sunt. Mai, mai, mai. Ce dai, Doamne, pe lume, necazuri și amărăciune. Din partea lui Taulică, pentru Hasan, pentru Robert, pentru Vasile, pentru copiii lui Vasile, pentru femeia lui Vasile, pentru fratele Rafael și pentru nepoții lui Taulică și pentru Carmen și pentru cea mai bună mătușe, pentru Profila. Și pentru Power Fantasy, să știi. Dă ce dai, Doamne, pe lume, necazuri și amărăciune. Da, știu unde-i supărarea, m-aș duce să-i opresc calea. Mai, mai, mai. Să o încuie în graj de piatră, să nu iasă niciodată. Dar la mine n-a ieșit, inimii ori în lume frip. Am plecat, o
doamne, la drum. Mă-ntâlni cu un moș bătrân, mai, mai, mai. Dă-ne cazul, fiule, măi, măi, măi. Cum să mai mă duc acasă? C-am trăit cu ea o viață. Cine-a spus drumului bine a fost supărat ca mine. Ia-uzi, Robert, hai să compunem și noi câteva vorbe pe loc pentru frățiorul meu, pentru Robert, să-i dea Dumnezeu sănătate. Ia-uzi, Robert, vreau să scriu și eu câteva vorbe adevărate pentru puișorii tăi să trăiască, să fii sănătos. Ia-uzi, Robert. Și de la Robert, pentru puii lui care și-a făcut datoria ca un tată adevărat, să cântăm și noi vorbele astea adevărate. Lasă-mă aici, lasă-mă aici. Hai să ne înțelegem și noi adevărat acum. Cu ce mai mare suflet te culci noaptea liniștit, măi, măi, măi. Robert, vreau să mă asculți. Când de copii ești iubit, fericit te așezi la masă, când ai liniște în casă. Fericit te așezi la masă, măi, 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 o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Când ai liniște în casă, măi, nene, mergi pe stradă liniștit, o, oh, 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 lume. De la Robert, pentru puișorii lui și pentru Ovidiu Hasan. Pentru Noni. Mâine ne mergi pe stradă liniștit, o, o, lume. Și pentru finul tău, pentru frățiorul meu, pentru Paul,
întâzire. Când de copii ești iubit, pentru Robert, de la Noni, și pentru cel mai frumos fiind, pentru Ovidiu Hasan, și graș și norocos. Iauzi. Mi-a venit ziua asta, oh, în brațe cu fata mea, măi, măi, măi. În brațe cu Larisa, dă-mi plânge inimioară. Eu mi-o strâng la pieptul meu, dă-mi vine să plâng mereu, dă-mi vine să-mi zbir mereu. Măi, 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 măi. Eu de-aia eu mică răgnesc, pentru ea eu mai trăiesc. Unde-i merge, unde-i sta? Eu nu spun la nimeni. Mai, mai, mai. Hai să cânt și eu ceva ce-mi place mie. Când cânt și eu pentru tăicuțul meu, așa vreau să cânt și eu pentru... Maestre, sol major. Puțin mai scurt. Ia-o-s la fel ca Marin. Unde-i merge, unde-i stă? Eu nu spun la nimeni. Eu nu spun la nimeni. Focul din inima mea, măi, măi, măi. Mamă, cine a spus rău unui bine? Mama n-a fost supărat ca mine. Merg pe drum și dau din cap, măi, măi, măi. Măi, nene, lumea zice că sunt beat și eu poate n-am mâncat. De nou, de nou, de nou. Lasă-mă să cânt și eu pentru tine. Până acum nu ți-am cântat așa cum mă vezi. Ți-am cântat altceva. Mai ia puțin din revers. Ușor, ușor, acordeon. Vasile. Vasile. Thank you.
Mai nene, ce bine e să mai fără alte, dar nu ca să-mi spune în parte. Mai nene, nu mi-e frică nici rușine. Mama, gândesc în spate vasine, am curaj cu el în lume, cu el în lume. Eu am frații unul cu mine, pentru mine facem crimări. Dar la nașul meu, pentru viața și inima lui, pentru Vasile. La necaz și la nevoi a fost mama lângă noi. Dar la nașul meu, de la Robert, pentru șefa familiei, pentru Profila, cea mai producătoare femeie. Încă panșela. La necaz și la nevoi a fost mama lângă noi, n-a dat-o pas înapoi. I-auzi, în Profila, tot din partea lui nașul meu, Robert, să cânti și o strofa asta, i-auzi, ușor. Tot ăla nașul meu, tot pentru Profila, pentru măicuța lui, viața lui și pentru Vasile. Tot ăla nașul meu, încă 500.000 pentru Profila, mama lui, viața lui. Ușor. Mai când s-a purăbie seara, mă cheamă măicuța mea. De la Marian pentru Cristi, pentru viața lui frățorului. Dar Dumnezeu sănătate. Când s-a purăbie noaptea, mă cheamă Profila mea. Ios. Ascultă băiete-n coa, ascultă băiete-n coa, că mi-a frică nu mai bea. Și plânge sufletul meu că nu este moșul meu. Iauzi, că nu este moșul meu, nu mai e tăicuțul tău, nu mai este tatu-n viață, nu mai este tatu-n viață, că știi că v-a dat speranță. Iauzi, mă uit pe fotografie, ies plângând în țigănie. Pentru nașa mea, aia bătrână, pentru Profila, vreau să gândi și o strofa asta. Ușor, Daniel, mulțumesc. Mă uit pe fotografie, peste inima pustie. Dă-n partea lui Marian, pentru măicuța lui scumpă, pentru Rita și pentru Gheorghe. Și unde e ca dai strofa? De la video, ca să am pentru Marian. Zecela, Maia din Reverb, Maia ei. Pentru Gheorghe și Rita. Am și o rugăminte să nu fie întrerupt programul ăsta, pentru că s-a cântat destul de joc, de distracție. Cântăm și noi din suflet pentru familia Hasan, pentru comandru meu și pentru nașul meu, pentru Robert și pentru Vasile. Mai dă-i puțin reverb, l-ai luat de tot. Ușor și rar. 10. Atât.
maică, ies plângând în țigănie, peste inima pustie. De la Marian pentru Chiuri, pentru Ovidiu Hasan. Peste inima pustie, ies plângând în țigănie. Plâng de răsună casa. De la Ovidiu Hasan pentru Gheorghe unchiului. Plâng de răsună casa. Măi, maică, și plâng și privesc poza. S-a dus stâlpul casei mele, nu mai trăiesc cu plăcere. Și am și o melodie pentru nașul meu, pentru Robert. Și pentru cine înțelege limba noastră maternă. Pentru Vasile. Puțin în alte la voce. De mama mă mult beamă. Această melodie dedicată din partea lui Val Fantezie pentru Walter și pentru Simba, bineînțeles, pentru Nașul, pentru Robert, pentru Vasile, pentru Ovidiu Hasan și pentru toate mamele din lume. Dar Nașul meu, de la Robert, pentru măicuța lui, viața lui, pentru mama lui Simba, pentru toate mamele din lume. De mate e mult de mă. Cer Mariale, nașele, trăiască fetele tele de neascultă asta. Simbat! Să pentar bita iubile. De nou! Băi, cine a luat puterea, băi? De nou, zecela, da! Am și o rugăminte. Ia-o-să. De la comătru meu, de la Ovidiu Hasan, pentru măicuța lui, viața lui, singurul șef al lui, de la superiorul lui, măicuța lui. Ia-o-să. S-o pentea mi dai ori, mai pești, mai ca n-am mai fi. Băiatul meu, pentru Marian și pentru familia lui, pentru familia Hasan. Ia-o-s. Whoa.
Dar țiganii amarini și perveni să-mi preau banii. Dar e de cantul că s-a maton, ai sandezi corul coro. Că chi-o păral să panda două, ai candel tu cu șervă de e. Și încă o dată strofa asta. Pentru Balena! Ia-o-s! Să pentea de taiorită! Să pentea de taiorită! Mai pește, mai că n-a mai pică țigănia banii. Dică tu că s-a bat-o, ai cantentul coșero, că s-a îndeie corn coro. Sună. Dar la și-o pentru Maricica, pentru măicuța lui cumpătul meu, Ovidiu Hasan, Panșela. Familia, pentru măicuța lui Robert, că Panșela de la nașul meu, pentru Profira, pentru toate mamele din lume. Pentru măicuța lui, pentru Maricica, dar Dumnezeu fericire, sănătate. Pentru Maricica, tot pentru măicuța lui Hasan. Și pentru mama lui Vatăl și a lui Simbat, din partea lui Vasile și tot din partea lui nașul meu, pentru măicuța lui Profira. 2 milioane încă o dată pentru Profira. Pentru datele de mamele din lume și pentru măicuța lui Ovidiu Hasan. Dar nașul meu s-a dat 5 milioane. S-o pinta mi da iori. Să pentam mi dai ori mai peste e n-a mai bin. Că țigănii amani și perveni supera panii. Auzi, Vasilică, cum se cântă cu vocea, să trăiască fata ta. Să n-ai frică, mama mea, băi, că n-am frică de nimeni. Auzi. Oriunde mă duc în lume, le-au pe Vasile cu mine. Cât am frații mei în spate. Cât am frații mei în spate, cu toată lumea m-aș bate. Iauzi. Eu am frații cu putere, m-a scăpat mereu de rână. Îi dau unică strofa asta, auzi. Am și-o rugăminte, îți bădărască copiii voștri, puțină atenție. Pentru Adi, pentru băiatul, îi dau unică numărul 1. Încă o dată am și-o rugăminte să vă trăiască familia voastră. Nu s-a cântat la valoarea asta de ascultare până acum, nu cred că s-a mai cântat de foarte mulți ani aici, la Bacău. Din partea lui Daulică, pentru Adi, pentru împăratul lui. Dumnezeu să-l cânteze. Ia-o-s-i. Strofa asta grea, care persoanele de față se exclud. Ia-o-s-i.
E vorba de, de străini aici. Ia-uzi. Din partea lui Daolica pentru Adi, pentru împăratul lui. Ia-uzi. Doamne, m-a luat dorul de băiat. Daolica. Uaf, Doamne, că e ochii mei din cap. Ăla este șeful meu, ăla e împăratul meu, e singurul șef al meu. Ia-uzi. Firea să fiți banilor, mi-aș lua băiatul putor, mi l-a spăcălit ușor. Banii ăștia l-a mâncat, e dacă am stă mult plecat. Eu când mai beau un pahar, beau și pâlâng de la Adriană. Iauzi. Eu când beau cât un pahar, mai nene, eu când beau cât un pahar, dau și plâng de Adrian. Banii ăștia m-a mâncat, mereu pe băiat l-a luat. Ia-uzi. Din partea lui Daolica pentru viața lui, pentru băiatul lui, pentru Adi. Cântăm și noi strofa asta. Și din partea lui Ovidiu Casancu, mătru meu, și de la nașul meu, tot pentru Adia lui Daolica. Banii ăștia m-am mâncat. Stau numai supărat, banii ăștia m-au păcălit, de la spăta ta plângând. Sunati. Bătaicuțul meu cu dor și știu că e bolnovior. Eu asta mai mult plecat, dar știu că este bolnav. Mi-aș da viața ca să-l scap. Ăsta ține de la mine, să-l văd pe tăicuțul bine, ca să tată ca al meu, să găsește foarte greu. Să găsește foarte greu. Ia-o-s-o. Mai nene, că astăzi lumea e vicleană. Și numai la rău te-ndeamnă.
ușor. Iauzi. Tu crezi că-ți vrea bine în viață și-și lasă venit pe față. Iauzi. Îl ajuți și dai cânare și-are gânduri criminale. Zice la cer mai rău e ca să-l jugi, să cer mine de la slugi. Mai există o baterie pentru microfonul ăsta? Hai, vă rog frumos. Doamne, cât de rău e ca să ajungi să cer milă de la sluci. Niciodată nu s-a întâmplat asta în familia lui Nașim Robert și în familia lui cumătrul meu Hasan. Niciodată nu s-a întâmplat asta. Mai repetăm încă o dată strofa asta. Ia-o-s. Zecela. Măi, nene, cel mai rău este să ajungi. Auzi, Comet, cum îți place ție? Nu dau lică și băiatului scump și pentru toată lumea. Cuvintele astea grele. Aș un simbat. Măi, nene, cel mai rău este să ajungi, să cer mine de la slugi. Să le cer un milion când știi că ai fost șeful lor. Iauzi. Să le cer un milion când știi că ai fost șeful lor. Iauzi. Pentru Adi, pentru băiatul lor. Daulica. Iauzi. Nu cer că mă râd de satul, să nu fac de râs, băiatul. Ia-uzi! Pentru ăștia care consideră că s-a îmbogățit peste noapte, strofa asta auzi. Hau, ce te-ai face mai bogat? Care se consideră bogați peste noapte. Nașule. Au, ce te-ai face mai bogat de-ai sărăci într-o noapte și să te lase norocul și săracul să-ți-a locul și atunci să te văd în jupâne cum e să n-ai bani de pâine. Mai repetăm încă o dată strofa asta. Daniele. Măi, nene, ce te-ai face mai bogat dai sărăci într-o noapte și să te lase norocul și săracul să-ți-a locul. Și atunci să te văd în jupâne cum e să n-ai bani de pâine să te împurmuți de la mine. Iauzi! Am să-ți dau decât 100 euro, decât 100 sunt șmecheri, nu ți-au dupând. De partea lui Casan, 1000 de euro. Și pentru Adi s-a primit 1000 de euro din partea lui Casan. Am îți dau bani decât 100 să vezi că nu ți-am dobândit.
că așa e sufletul meu când este omul la rău. Ia-uzi. Așa mi-a plăcut în viață ca să-l scot la suprafață, că sunt bărbat cu dulceață, că sunt bărbat cu dulceață. Pentru Adi, de la Daulică și Veri pentru Adi, și Vasile și Robert, și Gasano Vidiu pentru Adi. Faminor. Stop. De măsură lentă, maestre, să cântăm ceva frumos, care cântă și cu mătrul meu, Moșu, așa că cânt o melodie fiecare. Re minor. Zecea. Ați să vă zic și eu ceva, ție, uite, ia uite cine a venit lângă tine. Dar la nasul meu, pentru mine. Pentru Paul Fantezie de la Robert, pentru finul lui. Și pentru Carmen Veturia, pentru fina lui. Fără nicio dedicație melodia asta. Repetând de la început. E plăcerea lui nașul meu să nu fie deranjată melodia asta. Pentru finalul, pentru Carmen Venturia. Pe pataș la coaie. Atențiune! De la Vasile pentru șeful lui mic, pentru nașul meu, adică pentru Robert, pentru Adi, 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 Adi! S-a auzit viața. Pentru Andreea, care ziua e astăzi din partea lui Marian, s-a primit 3 milioane! Mi-a făcut dragoste, mi-a luat jumate viața. Pentru Adi, mi-a luat jumate viața și jumate puterea. Ce mi-a făcut dragoste, mi-a luat jumate viața. Nu mai pot nici să mă întâlnesc. Pentru Cosmina, viața și inima lui cumătrul meu, Ovidiu Hasan. Să mă repet încă o dată. Ce mi-a făcut dragoste, mi-a luat jumătate în viața, mi-a luat jumătate în viața pentru Andreea, Andreea, Andreea. Atenție. Nu mai pot nici să mă nec, nu mai pot nici să mă culc.
și-mi doresc, Doamne, să mor. Pentru Claudia! Eu te iubesc. De nou, 10 la. De bați, uitați-mi plăcerea lui fratele meu, Robert. Să gândi și eu pentru fetele lui și, bineînțeles, pentru măicuța lui, bineînțeles, pentru scumpa lui soție, pentru toată familia lui, pentru toți cei care își iubesc copii, în mod special. De la Hasan pentru măicuța lui și pentru cine iubește el. Pentru toate mamele din lume. Și încă o dată pentru Larisa și Lavinia. Mulțumesc. La 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 De la cuvântul meu, de la Robert, pentru măicuța lui, 500 de mii. 1 milion pentru Ovidiu Hasan, inima noastră. Pentru Cristi Cloșcă, 1,5 milion și soția lui. 2 milioane pentru cumplatele lui. 3 milioane pentru fratele lui, pentru Dănuț. Pentru surioara lui scumpă, Poțolina, 4 milioane. 4,5 milioane pentru Vasile, pentru fratele lui. Pentru nașa lui Mihaela, 5 milioane. Și pentru păpușile lui, pentru barbia lui, pentru Larisa și Lavinia. Și pentru încă fata lui, pentru baba care e la fel ca fata lui. Și pentru Lavinia, puțin mai rar. Măicuța mea cu durere, la necaz îmi dă putere, și ea și fetele mele, atunci când am de pelele. Mai repede încă o dată strofa asta pentru Robert și pentru viața lui, pentru măicuța lui, pentru fetele lui, pentru Larisa lui, pentru barbia lui și pentru Lavinia. Măicuța mea cu durere, la necaz îmi dă putere, și ea și fetele mele, când mă știe la durere. Ibar, dar acum pentru Robert, pentru inima lui, pentru măicuța lui și pentru toți care își iubesc mamele, pentru mama lui Hasan, Ovidiu, pentru toți invitații lui care au avut plăcere să vină la fetele lui. Mai am și mie din reverb. Mai ai. Și pentru scumpa lui soție și toate mamele din lume. Pe
pentru toate mamele din lume. Și pentru măicuța lui Rafael, pentru Tatiana. Ușor. Pentru Ileana. Pentru toată Ileana, ușor. Și pentru doamna Adriana, pentru soacra lui Robert. Măicuța mea, cu durere, la necaz îmi dă putere, și ea și fetele mele, atunci când mă risc pentru ele, eu plec necăjit de acasă, că aici e viața proastă. E adevărat, n-aș plica, dar plec pentru fata mea. Eu plec pentru Larisa și pentru Lavinia. Va trece săptămâna și am să plec în Anglia. Nevasta mea nu iese din vorba mea, e viața mea. Încă 50 de euro de la frățiorul meu, cea mai frumoasă felicitare pentru Paul Fantezie, să rămână strască fetele lui. Și pentru scumpa mea soție, pentru Carmen, să rămână la fetele lui. Și pentru scumpa lui nevastă și măicuța lui. Și pentru toți invitații care își iubesc soțiile și mamele, auzi. Nevasta mea nu iese din vorba mea, și-mi dă putere când îmi vine gândurile. Ia și cu fetele mele îmi dă putere, când dă putere. Fetița mea, ea era lindara mea, Lavinia, ia și cu Larisa mea. Fetele mele, la necaz îmi dă putere, fetele mele. Oh, ia-o-s. Cea mai frumoasă strofă. Că te puiul meu de mic simte că sunt necăzit, ai grijă, tată, de tine, că știu că ai să pleci prin lume. Ai grijă de cuțul meu și să te ferești de rău. Pe-acolo până Anglia, știi că lumea este rău. Puiul meu cât te dă mic simte că sunt necăjit, ai grijă, tată, de tine, ai grijă că pleci în lume. Să roagă plângând cu dor fetele și mama lor. Eu mă rog la Dumnezeu că pleacă bărbatul meu. Nevasta mea nu iese din vorba mea, nevasta mea ia și cu Larisa mea. Sunt în inima mea și tot ce am mai scump, măi, Doamne, sunt ceva mai scump, ce
spamă, fetița mea să roagă la precesta. Fetița mea să nu dau de vrubelea, plec de acasă în norocul lor, în norocul lor, Doamne. Dar Dumnezeu mi-a ajutor, mi-a ajutor. La major, la, de măsura normală. Și vreau să spun și o melodia lui mătrul meu Robert, care îi place lui cel mai mult. M-a luat un mare dor de fata mea. Și bineînțeles, plăcerea lui Ovidiu Gasan, după prima strofă, cel mai mare organist de la noi din țară, să dea și el o returnelă pianistic așa. Mă rog. Zece. Și cântăm acolo ca să vadă toată lumea. Zece la. Și mai rău. Zece la urmă. La 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 la. Atenție cu metru, Robert! Melodia ta! Abia acum începe melodiile care îi place lui frățiorul meu scump, care știe toată lumea că am venit cu cea mai mare plăcere pentru fratele meu, pentru Ovidiu Gasan și pentru fetele lui. M-a luat un mare dor de fata mea, prințesa mea, azi e ziua ta. Stimați invitați, pentru că se înregistrează în direct, sunt câte numai melodii de suflet, la cea mai mare plăcere pentru sărbătoritele din această seară, pentru Larisa și Lavinia, pentru Larisa Barbie și pentru prințesa Lavinia. Și bineînțeles din partea lui fratele meu Ovidiu Gasan, pentru cele mai frumoase prințese care totodată le urează la mulți ani, și Ovidiu Gasan și tecuțul lor. Ia să auzi. M-a luat un mare dor de fata mea, fetița mea, e Danisa mea. Spune-mi ce pot să stau, că n-ați ziua ta. Prințesa mea, azi e ziua ta. M-a luat un mare dor de fata mea. La vinia, prințesa lui tata. Ia-uzi!
ce pot ca să-ți mai dau, că azi e ziua ta, azi e ziua ta. Spune ce să-ți dau și eu și mama ta. Auzi strofa ta originală. Eu când plec de acasă, de parte lume, iau poza la fete cu mine. Poate că stau să-mi dau mânt de zile. Eu plec și iau la mine poza lor, când mi-este de fete dor. Vreau să plâng pe poza lor. Eu când plec de acasă, de parte lume, iau poza la fete cu mine, le iau cu mine poza, Doamne. Când mă duc în Anglia, eu când plec de acasă, de parte lume, iau poza pe acasă la mine, poza la fetele mele, Doamne, fiindcă le las cu durere. Și maestru Daniel Costache, cea mai frumoasă rătunelă pentru Robert și fetele lui, pentru Ovidiu Hasan și cei iubește, maestru Daniel Costache. Cea mai frumoasă strofă. Ia uite ce spune fratele meu Robert. Pentru că el când face ziua la fetele lui, o face pentru că așa simte el. Nu o face să câștige nimic și nu o face niciodată la McDonald's. O face la restaurant pentru că așa a pomenit el. Ia-o-s. Eu nu fac ziua ca să câștig ceva.